Bine ați venit la Muzeul de Artă. Evenimentul din această sală îl datorăm Elenei Uțăchelaru, o artistă pe care o considerăm pe bună dreptate nemțeancă, pentru că și-a petrecut copilăria și adolescența la Piatra Neamț și a dorit foarte mult să îi expună în Muzeul de Artă. A făcut-o odată, în 1986. De atunci, muzeul deține un număr important de lucrări de referință din creația sa. Apoi am dorit, instituția noastră, să redeschidem după renovarea clădirii în 2013, dar tocmai atunci, cu expoziția temporară Elena Uțăchelaru, dar tocmai atunci a intervenit momentul despărțirii de cele pământești și din păcate nu s-a putut. Mereu am avut în intenție, datorită domnului Țuțurman, Viorica și Virgil Țuțurman, care dețin o colecție importantă din creația Elenei Uțăchelaru, mereu am discutat să găsim momentul potrivit și uitați, datorită dumnealor, s-a găsit această perioadă, la 5 ani de la moartea Elenei Uțăchelaru, această minunată expoziție pe care am organizat-o în parteneriat cu colecționarii, familia Țuțurman, cu colega mea, Silvia Trăistariu, care e lângă mine și care o să intervină cu momente din biografia artistei, cu Emil Nicolae, criticul de artă, și în ultimul rând cu colegul nostru, pictorul Mircea Titus Romanescu, care a studiat multă vreme în atelierul artistei, a cunoscut, au fost prieteni și chiar dumneaei a fost mentor. Întâi, după ce salutăm prezența directorului Complexului Muzeal, dr. Dorin Nicola, o rog pe Silvia să vă facă mai aproape viața și activitatea Simonei Elenei Uțăchelaru. Te rog, Silvia. Mulțumesc pentru introducere doamnei muzeograf Violeta Dinu. Va fi o scurtă punctarea reperelor biografice a doamnei Elena Uțăchelaru. După cum spunea doamna Violeta Dinu, Elena Uțăchelaru, deși născută la Chișinău în 1930, se mută cu familia la Piatra Neamț, unde își va petrece cei mai frumoși ani ai tinereții, copilăria și adolescența. Aici va urma școala primară și liceul teoretic de fete. În 1956 va absolvi facultatea, Institutul de Arte Nicolae Grigorescu din București, unde a studiat cu artiști ilustri ca Samuel Mutzner și Alexandru Ciucurencu. De altfel, îi va menționa toată viața pe parcursul carierei dânsei, ca amintindu-i ca mentori excepționali. Tot în 1956 va deveni membra Uniunii Artiștilor Plastici,
dar pe parcursul carierei va deveni de asemenea membră a mai multor academii de arte internaționale. Amintim doar câteva: Academia Mario Gori din Italia, din Gela, Italia, Academia Internațională de Arte Lutes din Paris, Academia Columbiană St. Louis din Statele Unite. De menționat, foarte interesant, în 2011, la București, în sala Constantin Brâncuș a Palatului Parlamentului, are loc prima sa retrospectivă, care reunește peste 200 de lucrări dintre cele mai reprezentative din cariera doamnei Elena Chelaruță. Colecția cuprinde lucrări din toată lumea. Mulți dintre colecționare din afară se alătură pentru a face această retrospectivă, iar foarte important e faptul că cu ocazia acestui eveniment se lansează și două monografii de o foarte bună calitate grafică, coordonate de Alexandru Cebuc, criticul de artă Alexandru Cebuc, și prefațate de jurnalistul și scriitorul Cezare Baldoni. Foarte, din păcate, memoria nu mă ajută foarte mult și din cauza emoțiilor. Acesta, din urmă, a apreciat-o foarte mult pe doamna și a susținut-o. De asta a și expus foarte mult în Italia. Interesant este și faptul că însăși artista este conștientă și de parcursul său, de demersul său artistic, și cu ocazia unei expoziții în 2004 sau 2005 la Casa Vernescu din București, denumește expoziția respectivă Tradiție și inovație, ceea ce dovedește faptul că, și cum și afirmă într-un interviu, dovedește faptul că dânsa recunoștea traseul său, adică puternic influențat de tradiție și de profesorii săi, în special Alexandru Ciucurencu, și recunoaște că fără acești mentori ai săi nu ar fi cunoscut această evoluție artistică. Bineînțeles că, ca orice artist, apare și nota personală cu timpul. Deci chiar expoziția de astăzi stă sub semnul acestui titlu, ca să zicem așa, Tradiție și inovație. Arta sa, eu voi spune foarte pe scurt, pentru că oricum îl avem pe domnul Emil Nicolae, care va face o analiză critică probabil mult mai laborioasă. Arta sa este influențată sau inspirată de călătoriile dânsei în țară, dar mai ales în afară, în Franța, Spania și Italia. Și asta se observă mai ales în peisajele, o să vedeți, peisajele italiene. Dar, de asemenea, arta sa ilustrează și nuduri, portrete, autoportrete, scene, compoziții tematice. Dar, în special, mai mult de atât, foarte frumos spune Alexandru Cebuc, criticul de artă, pictura sa merge mai departe de existența materială a lucrurilor și surprinde spiritualul din ceea ce contează cel mai mult. Asta ar fi pe scurt. Palmaresul dânsei este extraordinar de bogat. Bineînțeles, a fost premiată la diferite concursuri și internaționale, din țară și internaționale. Ar merita menționate, dar emoțiile sunt prea mari.
cam atât și sper că ar fi interesant să aflăm, eu am făcut o biografie artistică, dar ar fi interesant de aflat și de la cei care au cunoscut-o mai bine și să aflăm și despre, nu numai despre artistul Elena Uță Chelaru, ci și despre omul Elena Uță Chelaru, dar cei care au cunoscut-o mai bine pot să spună asta. Da, bună ziua, vă spun încă o dată. Vreau să... E cald și o să fiu scurt. Scurt și precis. De ce Elena Uță Chelaru la Muzeul de Artă din Piatra Neamț? Există în istoria apropiată, culturală, artistică a orașului, un buchet de doamne. Toate trei au avut o profesoară pe Elena Chelsoi, la liceul de fete, la desen. Sigur, au avut-o și la muzică pe Sidonia Hogaș. Doamnele acestea, adică Elena Uță Chelaru, Iulia Hălăucescu și Simona Vasiliu Chintilă, au fost prietene, au fost colege de școală, au trăit o vreme împreună la Piatra Neamț. După aceea și certifică legăturile puternice care se creează în adolescență sunt mai tari decât alea făcute în perversitatea maturității. Deci au rămas prietene și s-au reunit și mai târziu la București în călătorii artistice, cam parcursul pe care îl vedeți în anumite tablouri de aici, Italia mai ales, dar și alte zone. E același parcurs pe care a mers și Iulia Hălăucescu și Simona Vasiliu Chintilă. Sigur, erau organizate aceste deplasări cu scop artistic, tabere, cercetare, simpozioane de Uniunea Artiștilor Plastici. La un moment dat, ca să completez biografia, doamna Elena Uță Chelaru s-a instalat în Italia și a stat mai mult acolo și a făcut loc în arta europeană. Acest Cezare Baldoni, care a comentat-o mereu, a și spus că e deja și prin manieră și prin status social și prin locul în care lucrează un artist european. Eu aici aș avea rețineri dacă mă refer la filmul pe care l-am făcut în 2013. E ultima înregistrare cu doamna Elena Uță Chelaru înainte de a ne părăsi. A lucrat în afară din motive diverse, cunoașteți circumstanțele sfârșitului anilor 70, dar a dorit mereu să se întoarcă și s-a întors până la urmă în România. Fac o paranteză, aseară am auzit un arhitect de lângă Marsilia, francez, care a întrebat ce este Mediterana pentru el. A spus că Mediterana este o boală psihică. În toate sensurile, și frumos, și urât. Nu știu dacă pot risca pentru un artist din România, cum a fost doamna Elena Uță Chelaru, locul de care s-a legat și în care s-a întors, iată, avem proba pe DVD, e o boală psihică până la urmă, cum e și dragostea de altfel, o boală frumoasă. Deci e un artist universal prin valoare, prin faptul că a intrat în multe colecții și muzee din lume, că a luat premii și e membru la Academie și Belgia, și la Charleroi în Belgia.
Dar până la urmă rămâne un artist român și avem probe în tablouri la subiect, prin subiectele și tematica abordate. Am avut o discuție foarte interesantă când ne-am întâlnit despre modele, ce a însemnat Samuel Münzner pentru ea și comparam situația de atunci, de când făcea ea studii de artă și conta modelul, cu situația de astăzi, când în postmodernitate modelele sunt pe computer, pe net, dar nu mai înseamnă prezență umană. E de studiat acest aspect, comparând ce fel de artiști avem și ce fel de artiști am avut. Avem aici un produs al doamnei Elena Uțăchelaru, a fost mentorul lui Mircea și el poate să ne spună ceva despre relația asta umană, model, discipol, maestru, discipol. Dar n-am terminat. Referitor strict la expoziție, observați, nu știu dacă e aleatorie povestea sau chiar așa a vrut Violeta să fie, desenul în partea asta mai vizibil, mai percutant în construcția imaginii și încet, încet, discret se retrage desenul, mai ales aici, în partea asta, în favoarea culorii. Când am stat de vorbă cu doamna Elena Uțăchelaru, mi-a arătat niște boșe, n-a renunțat la desen niciodată, e obligatoriu desenul pentru un artist. Dar la un moment dat, când el ți-a intrat în reflex, l-ai absorbit, nu-ți mai pui problema proporțiilor și toate amănuntele astea, pentru că el lucrează cum știe alfabetul, în mod automat, îți poți permite să pictezi doar cu culoare, fără să mai explici, adică să aduci la vedere conturul și desenul. Ieri, 2 ore jumătate, cred că am stat de vorbă cu Luțu Bostan, după ce am ieșit din expoziție aici în spate, despre, plecând de la această expoziție și apropo de ce poate ea provoca în mentalul vizitatorului, vreo 2 ore jumate am discutat despre condiția artistului, despre ce-i cu arta, cum a fost și ce mai e și ce o să fie. Deci e această expoziție nu doar o baie de frumos, de liniște psihică, de iubire, sentiment, etc. E și o lecție de ce înseamnă și a însemnat la un moment dat vârful artei românești și e un semnal că trebuie să fim atenți la ce urmează. Cum să alegem, cum să selectăm și ce să așteptăm. Mă opresc aici ca să nu facem duș acasă. Doar un lucru vreau să mai spun. Aici, nu e frumos să stau cu spatele, dar am încotro. O vedeți pe doamna Uțăchelaru în înregistrarea aceea. Eu am adus, n-am avut decât un print alb-negru, cum era tânără. Deci așa era în 2013, așa era când era prietenă cu Iulia și cu Simona. Asta e un autoportret. Poate că trebuiau mai bine făcute. Și mai vreau să spun un lucru apropo de fotografiile acelea. A spus cine, am avut-o la parteneră la discuții și pe doamna Arnăutu, Nicoleta Arnăutu de la Bârlad, care după întoarcerea în țară, după Revoluția doamnei Elena Uțăchelaru, a fost curator la multe expoziții, inclusiv la cea de la Parlament. Și remarca faptul, ceea ce, pe care noi nu-l putem vedea aici decât cu o excepție, atacarea suprafețelor mari. Și asta discutam ieri cu Luțu Bostan. Ca să ataci o suprafață mare, în care ai mult alb în față, trebuie să ai curaj să intri acolo, să știi precis ce vrei și de obicei muncă de bărbat. E o prejudecată, evident. Iată, Elena Uțăchelaru a făcut și sunt în afară, în afara țării, mai ales în Italia, tablouri pe suprafeții foarte mari. A fost o fire puternică, un artist puternic, nu contează că era o doamnă, și fotografiile alea din tinerețe, aici nu se mai vede, la 2013, ne arată ca pe o femeie puternică și ne-a lăsat o artă cu mare forță în ea.
Mulțumim foarte mult, domnule Emil Nicolae. Am să încerc să nu, nu știu dacă o să reușesc, să nu vă plictisesc foarte tare și să scurtăm statul în această baie de, e adevărat, și de frumos, dar și de umiditate. Am fost unul din puținii elevi care a studiat în atelierul doamnei Uță Chelaru și datorită faptului că se cunoștea foarte bine cu mama mea, fiind amândouă colege la liceu aici în Piatra Neamț, stând în aceeași gazdă, la un moment dat, în casa din spatele muzeului, unde era locuința părintelui Mătase. Și, bineînțeles, ele au rămas prietene foarte mulți ani, așa am cunoscut-o și eu, și am îndrăznit să intru în atelierul ei prin anii 80, când ea era într-un vârf de creație. Înțeleg prin aceasta faptul că reușise să iasă din țară, reușise să-și găsească un echilibru referitor la modul ei de lucru și de exprimare și de concepție plastică, cu ceea ce, sincron cu ceea ce se întâmpla în afară. A fost o mare admiratoare a lui Cézanne și a găsit drumul ei, a iubit foarte mult construcția, pentru că din cauza aceasta, în fața unei suprafețe mari, se simțea mult mai eliberată decât în fața unei suprafețe mici care își impune foarte multe restricții. Asta am și învățat eu, de fapt, foarte bine în atelierul ei, construcția. În afară de faptul că, sigur că poseda o pedagogie foarte bună și era o profesionistă, pot să vă mai spun că era o femeie foarte, foarte delicată. Aceasta și datorită faptului că ea, poate că puțină lume știe, străbunicul ei a fost unul dintre guvernatorii Basarabiei. Era contele Bezviconi, care este mormântat în cimitirul Belu și care este, puteți găsi și pe net, ea, venind din partea mamei, cu o educație extraordinar de afiliată culturii franceze. A fost o mare iubitoare de cultură franceză. Din cauza aceasta, întâlnirea ei din anii 70 cu Parisul a creat o dezvoltare maximă a ei și părerea mea este că perioada aceea, 70-80 până 90, este perioada ei de vârf, în care ea s-a dezvoltat într-un element propriu ei. Mi-amintesc de asemenea și faptul că am cunoscut-o pe mama doamnei, care citea curent în limba franceză și care pe vremea aceea primea cărți în limba franceză și totodată foarte multă informație venea pe această cale pentru Elena Uță Chelaru. Mai târziu intră în spațiul italian, unde și în sudul Franței, unde dorința ei și sezanismul, post-sezanismul ei o chemau și unde vedeți și aceste peisaje care sunt aici. Schițe, multe sunt schițe și reflectă iarăși această perioadă, mi se pare mie, benefică pentru Uță Chelaru. Aș vrea să mai spun faptul că în 2013 ea pregătea o mare expoziție atât la Cercul Militar Național, eram cu toții, ca să zic așa, cu arma la picior, să facem o expoziție cum îi plăcea ei, pentru că ea era și o foarte pretențioasă artistă, deci dorea să aibă numai lucrări foarte bune pe pereți, numai lucruri care au trecut prin mai multe filtre de selecție și în general nu făcea lucruri eteroclite de nicio culoare. Din păcate, viața ne aduce în acest punct în care majoritatea patrimoniului contemporan al Elenei Uță Chelaru este destul de împrăștiat. Sunt persoane care dețin multe tablouri importante ale lui Elena Uță Chelaru, care ar fi bine să se poată aduna odată pentru a crea imaginea reală a acestei mari artiste.
Trebuie să felicit și familia Țuțurman, care cu mare grijă și cu mare iubire, aș putea spune, pentru artistă, a reușit să salveze de la, aș spune, acest dezastru al sfârșitului, pentru că de obicei pentru un artist sfârșitul nu e neapărat un lucru foarte, foarte liniștit, în care toată lumea vine și ia și totul dispare și nu mai găsești nimic și nici nu mai știi unde sunt. Îi felicit pentru că ei au avut răbdarea și puterea să adune aceste piese care le putem vedea în acest moment aici, alături de piesele capitale care doamna le-a dat în timpul vieții muzeului. Iarăși doresc ca cu toții să putem avea plăcerea să vedem o expoziție mult mai consistentă și sigur că eu cred că întregul muzeu ar putea să merite o expoziție comemorativă, pentru că este una dintre cele mai mari figuri ale orașului, după părerea mea. Mulțumesc foarte mult pentru asta. Mulțumim și noi, domnului Romanescu. Mulțumesc în numele Complexului Muzeal domnului și doamnei, doamnei și domnului Țuțurman pentru că au avut inițiativa organizării acestei expoziții, care, chiar dacă nu este completă, ne dă un semnal important despre ce a însemnat și înseamnă Elena Oțăchelaru în patrimoniul artei contemporane românești și, desigur, că integrarea în arta europeană o pomenesc foarte mulți comentatori ai săi. Dacă noi singuri, ca instituție, n-am fi putut ajunge la finalizarea într-o expoziție și domnul Țuțurman de asemenea, deci a fost o participare ideală, în așa fel încât să vă bucurăm și să ne aducem aminte de această artistă, într-adevăr, care alături de Iulia Hălăucescu și Simona Vasiliu Chintil înseamnă trei figuri importante feminine în arta nemțeană și arta națională. Vă mulțumim din suflet și în numele domnului Țuțurman vă invităm la un cocktail ca să ne continuăm discuțiile, impresiile despre acest eveniment.